Buletinul de știri este accesibil și pentru persoanele cu deficiență de auz și vedere. Stimați telespectatori, bine m-am regăsit la buletinul de știri. Virusele sezoniere sunt un pericol atât pentru maturi cât și pentru copii, iar pentru a evita îmbolnăvirea, este bine să ținem cont de câteva reguli simple, dar eficiente. Detalii la acest subiect aflați din reportajul următor. Odată cu răcirea vremii, crește riscul îmbolnăvirii cu infecții respiratorii, dat fiind faptul că organismul în momentul îmbolnăvirii este atacat de virus, ceea ce și în urma tratării se răsfrânge asupra stării de sănătate a omului, locuitorii orașului Drochia sunt de părerea că mult mai bine este să previi apariția maladiei. Așa, ceaiuri, este mai facem noi acasă. Ceaiuri facem din romașcă, din minte, din... este ei. Mai ce ieși, aia este mai mult. Mai căldut ne îmbrăcăm, mai șapcă copilul mic îl punem pe cap. Bem ceaiuri, bem cu lămâi, mai cu dulceață de căpșune, de malină. Și asta e bine, ne păzăm. Ce facem? Igiena o păstrăm, ne stăruim să... Stăm la călduț, să facem aerisire, să facem asta, e tot. Iar că infecțiile respiratorii, dar și multe alte maladii să se țină departe, cel mai important este să duci în mod sănătos de viață. Din meniul zilnic nu trebuie să fie excluse ceapa și usturoiul, susține domnul Gheorghe Babin. Dar nu știu ce asta, gripă, toată viața mea. Nu beau, nu fumez, nu la mâncare, la borșoară, cu vreo două șiricioare de ceapă, la fripturică, tot așa. Este foarte important ca fiecare cetățean, în momentul când observă simptomele infecțiilor respiratorii, să se adreseze la medic. Nu, ne adresăm la medic. Și în spate de lecuit cu buruienii, cu asta, dar mai mult la medic și prescrie. Ne adresăm la medic dintr-o dată. Cum apare temperatura, cum apar primele simptome, ne adresăm la medic. Deoarece imunitetul acum e foarte slab și... trebuie numai decât vizita la medic. Pentru a evita îmbolnăvirea locuitorilor orașului Drochia, medicii vin cu recomandări. Infecțiile virale sunt niște maladii sezoniere care au loc mai mult în timpul rece anului și preponderent se îmbolnăvesc copiii. Din simplu motiv că copiii au o imunitate mai slabă ca oamenii maturi și sunt mai sensibili la acești microbi. Deci, statistica, noi astăzi nu avem, fiindcă de abia sezonul rece se începe, dar același pacient poate fi, se îmbolnăvească pe parcursul sezonului rece de 3, 4 și până la 8 ori. Este important ca lumea să se poată proteja de această maladie, fiindcă totuși oricare maladie lasă careva urmări organism. În primul rând, mersul pe jos, adică efortul fizic face la ceea ca mai bine se mărește respirația mai bine în organism. E evident că deci evitarea contactului cu pacienții bolnavi, mai ales în colective, fiindcă este și o boală care mai mult apare în colective, deci și clar că foarte bine ajută, deci folosirea vitaminelor, în special vitamina C în alimentație. Și clar că și o alimentație corectă a persoanelor. E clar că dacă apar simptomele ca infecții virale, așa simptome ca febră, frisoane, tusă, seacă, durere în tot corpul, este neapărat deja de a primi niște măsuri eficiente pentru înlătura această maladie. Important că infecțiile virotice nu pot fi tratate cu antibiotice. Pentru prevenirea virozelor, medicii recomandă ca cetățenii să consume cât mai multe fructe și legume, să respecte igiena personală și să se adreseze la medicul de familie la primele simptome apărute. Răceala sezonieră sau gripa este cea mai răspândită printre bolile de toamnă și primăvară. Aceasta este o infecție a căilor respiratorii și afectează un număr mare de persoane care contactează cu cei bolnavi.
Victoria Cunea, Ion Falca, TV Drochia. Pacea este cea mai frumoasă perioadă pe care o putem aprecia cu adevărat atunci când nu mai este. De aceea, elevii liceului Matei Basarab din orașul Basarabească au sărbătorit împreună Ziua Mondială a Poeciei. Detalii la acest subiect aflați de la colegii noștri. Astăzi ziua a început cu un careu, careu tematic dedicat Zilei Internaționale a Păcii, în care ne-am pus un scop să educăm spiritul toleranței în rândul elevilor, în comunitatea noastră, să transmitem acest mesaj de pace și să conștientizăm importanța ei în lumea noastră. Să păstrăm pacea în familie ca pe o icoană în biserică. Să o păstrăm în dragoste și în prietenie ca pe o rădăcină a fericirii. Să o păstrăm în cercul oamenilor apropiați. Măi mică, cum e pacea? Pacea este ca mâna mamei când mângâie fetița. Este sărutul cald când doare rău bubița. Dar unde ca să păci? În orice suflet bun și trebuie să spun că așa mică cum ești și tu să o găzduiești. Ziua Mondială a Păcii pentru mine ar însemna pace în toată lumea. Dar de fiecare dată pacea ar fi corect să o pornim de acasă, de la sufletele noastre, de la familiile noastre, de la comunitatea în care locuim, de la țara în care trăim. Această sărbătoare se asociază cu liniștea sufletească, cu pace. Pentru mine această sărbătoare se asociază cu pace, liniște și bucurie. Cred că noi valorificăm această sărbătoare pentru ca toți oamenii să știe ce au făcut strămoșii noștri pentru ca noi să trăim în pace. Ne bucurăm de soare, de aer și de flori, când ne jucăm în pace sub cerul fără nori. Simbolul alb al păcii să ne cuprindă gândul și doar prietenie să înconjoare pământul. Iar voi, mai mari al lumii, copiii nu uitați și dreptul lor la pace mereu să-l apărați. Noi sărbătorim acest eveniment pentru a arăta tuturor că pacea este importantă și nu toți o au. Pentru că copiii noștri se conștientizeze că în timp cât noi ne bucurăm de pace în alte țări, copiii nu știu și nu au posibilitatea să bucure de cea mai frumoasă vârstă, de vârsta aceasta a inocenței. Această zi trebuie să o sărbătorim pentru a reaminti celor care sunt în creștere, adică copiilor, că sunt zile mai triste decât zilele cu soare. Sunt zile când oamenii se roagă pentru o fărâmă de pâine și ar fi bine ca toți copiii lumii, de mici, să cunoască cât este de bine să trăiești în armonie, cu un cer fără gloanțe, cu un soare liniștit. La venirea iernii, mai multe drumuri din orașul Căușeni vor fi reabilitate. Valoarea lucrărilor se estimează la 10 milioane de lei. Despre aceasta mai mult aflați din reportajul următor. Una dintre străzile care nu a văzut reparație în ultimii 20 de ani este și strada Sciusev din orașul Căușeni. Pureclită de orășeni, mahalaua romilor, strada era permanent încărcată cu noroi, iar pe timp de ploaie, apa de pe drum inunda toate curțile oamenilor. Pentru a rezolva problema, a fost săpat un șanț de evacuare a apelor, iar drumul a fost înălțat cu prundiș. Bucuroasă că, în sfârșit, se va putea și ea încălța în pantofi, nu doar în galoși, această bunică a ieșit marți în drum pentru a monitoriza lucrătorii. Ea spune că toată viața a visat ca strada să capete altă culoare, iar acum lucrările trebuie să fie făcute calitativ. Bolo, totul,
грязи, уйма було, повно води. І бідненькі по краю виходили і тут. От, треба одягати сапожки або калоши, а так не можна було виходити. Вода завжди. Зараз все нормально. Oamenii care lucrează la reabilitarea tronsonului de drum afirmă că în câteva zile lucrările vor fi finalizate, iar cetățenii vor întâlni ploile fără nicio problemă. Foarte grozav. Eu de când mă țin minte și era glot, nevoie și bucluc. Poate oamenii de amăși vor mai bucura de nisip, petruș mașcat, petruș mărunțel, peluză deasupra. Primarul orașului afirmă că până la înghețuri vor mai fi reparate și alte drumuri din oraș. Acesta speră să reușească să valorifice până la sfârșitul anului curent toate cele 10 milioane de lei alocate din fondul rutier. Data de 16-17 a fost licitația la cel 10 milioane de lei care să fie pentru amplasarea asfaltului pe stradele care v-am spus dumneavoastră. Dumneavoastră vedeți stradela aceasta care este, spunem, calea Basarabiei de la intersecția aceasta a Matievicilor și până la autogară. Gândim noi că timp de o lună de zile să fie tot asfaltat și eu mă gândesc să iluminăm stradela aceasta pentru că acordând infrastructură în acest segment, mă gândesc că cetățenii noștri care au planuri de casă în segmentul adat o să înceapă a construi. Și totodată, cei care nu s-au gândit pe anul 2019, vă rog frumos, cu cererea, cu semnăturile, cu contribuția care o să o aveți dumneavoastră, să venim să facem planul pe anul 2019 la toate stradele noastre care n-au încă înveliș alb măcar. Și clar că cei care au înveliș alb și este posibilitate pentru asfaltare. Vă reamintim că, potrivit Consiliului Raional Căușeni, din fondul rutier al Raionului și a programului Drumuri Bune, anul acesta, pe teritoriul Raionului Căușeni, vor fi reabilitate mai multe străzi, în valoare totală de peste 80 de milioane de lei. Au fost alocate numai din proiectul Drumuri Bune pentru Moldova, expre raionului Căușeni, în jurul la 80 de milioane, ceea ce, de fapt, prima tranșă a fost de 68 de milioane, pe urmă s-a mai ratificat bugetul și s-au mai alocat încă 11 milioane și 500. Dacă lucrurile vor merge conform planului, atunci până la sfârșitul anului 2018, orașul Căușeni va avea drumuri reabilitate în valoare de peste 15 milioane de lei. Doamnelor, domnilor, aici încheiem știrile. Vă mulțumim pentru atenție. Sunt Victoria Conea. Rămâneți cu TV Drochia. Acesta a fost buletinul de știri care a fost accesibil și pentru persoanele cu deficiențe de auz și vedere.